Această rubrică vă este oferită de Sanador. În timpul rece, pielea se usucă și se fragilizează din cauza frigului. Este sezonul dermatitelor atopice. Cum recunoaștem această afecțiune și ce este de făcut? Discutăm chiar acum cu doamna doctora Diana Cămoescu, medic primar alergologie și imunologie clinică. Bună dimineața! Bună dimineața! Ce este dermatita atopică și cum apare? Vorbim despre o boală inflamatorie cronică a pielii, cu o evoluție ondulantă, cu acutizări și cu perioade de remisiune, cu manifestare principală uscăciune extremă a pielii. Asociat apare prurituri care de multe ori este intens și poate fi chiar invalidant și erupția eczematoasă în diferite stadii de evoluție. Cauza dermatitei atopice este un defect al pielii care devine mai permeabilă, în așa fel încât apa se pierde și aceasta duce la uscăciune, dar în același timp permite și agresiunea exterioară a alergenilor, atât alimentari, cât și a factorilor de mediu, a agenților infecțioși sau a particulelor iritante din mediu. Ce vârste sunt cel mai mult afectate? Vârsta predominantă de apariție a dermatitei atopice este vârsta copilăriei. Cele mai multe forme de dermatită atopică apar până în vârsta de un an. Dar și copilul mai mare, și adolescenții și chiar adulții pot să dezvolte dermatita atopică. Practic orice vârstă este potențial expusă. Cum afectează practic răcirea vremii simptomatologia acestei afecțiuni? Vreme rece înseamnă frig, înseamnă vânt, înseamnă aer mai uscat sau din contră umiditate excesivă și toți acești factori exteriori usucă pielea. Dar nu discutăm doar despre factorii exteriori, ci și despre factorii de mediu din interiorul casei. Încălzirea excesivă a casei, umiditatea scăzută, acumularea de particule poluante în interiorul casei sunt tot atâția factori care pot să producă pusăie de dermatită atopică în sezonul rece. Ce măsuri ar trebui luate odată cu răcirea vremii? În primul rând, îmbrăcămintea adecvată. Nu prea mult. Există obiceiul de a pune straturi peste straturi pe copii în ideea de a-i proteja. Aceasta nu face decât să ducă la transpirație care accentuează manifestările de dermatită atopică. Folosirea bumbacului, nu lână, nu materiale sintetice, atât în exterior cât și în interior. Controlul mediului, în sensul că temperatura în casă e bine, ar fi recomandat să nu depășească 20-21 de grade, umiditatea numai puțin de 50%, controlul poluanților de interior, aerisirea adecvată, instalarea unui purificator de aer care poate să reducă concentrația de poluanți de interior și pe lângă toate acestea, bineînțeles, măsurile proprii de control și de gestionare a dermatitei atopice, emolientele care este bine să fie aplicate înainte de ieșire afară, eventual dacă a fost o expunere îndelungată, este bine să se aplice și la intrarea în casă, baia adecvată, folosirea detergenților de haine și pentru lenjerie, fără parfum, non-iritanți, atingerea cu mare grijă a pielii în sensul de evitare a manevrelor agresive, masajul, de exemplu, este recomandat să fie evitat, manevrele agresive care înseamnă ca după baie să fie frecat cu prosopul, trebuie tamponat ușor, trebuie aplicat emolient cu mare grijă. Toate acestea sunt măsuri care controlează evoluția dermatitei atopice. Doamna doctor, mulțumesc pentru intervenția în direct la Digi Matinale. Mulțumesc. Această rubrică v-a fost oferită de